Ia uite, punem și un pic de ăsta, ăsta cum se numește? Propilon, silicon sau ceva de genul. Ia uite aici frumos o punem, o așezăm cum trebuie ca băieții. Salutare lume, ce faceți? Eu numele meu este Obsr2K, iar în video de astăzi ne jucăm 5M pe un server, mai exact pe Imperia România Roleplay. Toate detaliile de la conectare le aveți în descriere, cât și Discord-ul acestora. Orașul principal este bazat pe Los Santos, dar aveți activități în mare parte pe toată harta, aveți și în Sandy Shore și cât și în Paleto, după cum puteți observa, dar în majoritatea cazurilor, majoritatea locațiilor ilegale și legale le aveți în Los Santos, să zic așa. Deci, la început de server vă dă 10 milioane, mi se pare o sumă destul de corectă, serverul fiind hard role. Ei, stați, așa că nu ne-am făcut noi un buletin tot ce trebuie la început să faceți. Eu v-aș recomanda acum de început să vă faceți un buletin cum îl fac eu și să vă duceți să vă schimbați de haine și să vă faceți înfățișarea. Adică că ne-am făcut și buletinul, am plătit 10.000 de ron, ceea ce mi se pare o sumă destul de ok, dacă mă întrebați pe mine. Iar acum haideți să mergem puțin aici să vedem ce mașină sau ce motor sau ce bicicletă ne putem lua. Ia uite, avem doar un BMX de închiriat, rent vehicle, și haideți să mergem, mă, băieți și fete, până la showroom, deoarece cred că pe toată lumea o interesează ce puteți găsi la showroom. Acum vreau să spun că, sincer, cu 10 milioane nu știu acum dacă puteți să vă luați o mașină destul de frumoasă, dar o să mergem un pic și la joburile ilegale, deoarece, după cum puteți observa și în titlu, astăzi o să facem joburile ilegale. Nu o să vă arăt o locația, o să vă arăt doar ce trebuie să faceți acolo. Locația, după cum știți, trebuie să o aflați în caractere de la mafiot sau de ce nu de la civil. Bună, mă, băieți, haideți că am ajuns și noi aici la showroom. Probabil vă întrebați ce este cu vocea mea. Ei, unul dintre motive ar fi că nu am mai dormit, adică nu am dormit noaptea aceasta deloc. Este ora 8:41 dimineața când filmez și vreau să fac un record de 35 de ore, să văd dacă pot să rezist. Oricum rezist, dar faza este că vreau să-mi refac programul mai matinal, deoarece l-am cam stricat în ultima vreme. Nu știu, mă culcam pe la 5-6 dimineața, mă trezeam undeva pe la ora 14-15 după masa și nu e chiar foarte ok. Dar haideți să lăsăm asta deoparte și să apăsăm pe pentru a intra în showroom. Iar aici vedem că avem, avem ceva mașini, sincer. Ia uite, avem aici Logan Taxi Pitești, care este un Uber. Avem un Volkswagen Polo de Food Panda, Ford Fan Courier. Dar haideți să vedem puțin ce, dacă este Dacia aia 1310, e clar. Dacia Logan, Dacia Logan MCV și un Dacia Sandero. Mă, sincer, cred că cea mai bună opțiune, v-aș recomanda eu, este Dacia 1310 sau Dacia Logan. Acum, după cum puteți observa, Dacia Sandero costă cel mai mult și Dacia 1310 costă cel mai puțin. Ia cât costă? Costă doar 100 de mii, nu, un milion, un milion. Acum am văzut că îi costă un milion. Mi se pare un preț destul de ok, având în vedere că îți dă 10 milioane de început. Adică, nu știu, cu un milion îți poți cumpăra o mașină decentă, adică, sau și cu 4.500.000 de aceea Sandero. Dar nu știu acum, să vedem dacă avem niște prețuri accesibile la BMW. Uite, BMW E34 costă 4 milioane. Mă, super, super tare mașina aceasta, sincer. Și un M3 E46 care costă 15 milioane. M5-ul ăsta, frumos, uite și șeptarul, tot ce trebuie. Hai să vedem și la Mercedes-Benz. Avem un E63 AMG care costă 60 de milioane, dacă nu mă înșel, da, 60 de milioane. Bă, e super, super tare. Nu știu, mie mi se pare cel mai frumos model de la Mercedes-Benz, părerea mea. Mi se pare cel mai bărbătesc. Acum nu zic că nici CLS-ul, de exemplu, e frumos. Asta e mafia style. Dar nu știu, am pus-o eu așa ochii pe E-Class și mi se pare super frumos și ăsta e chiar super tare. Ia uite, avem și aici un Volkswagen Passat și avem și un Golf 5 GTI. Mă, nu știu, băieți, bă, ce ziceți? E frumoasă mașina asta, dar știi care e faza? Eu de fiecare dată când văd un Golf 5 GTI, mă gândesc la The Link. Nu știu dacă știți pe The Link, e băiatul care a avut golful la 5 GTI așa frumos făcut. Băi, chiar era super, super tare. Acum nu știu ce mașină are, cred că are un BMW Z4, dacă nu mă înșel. Ia să vedem la Toyota. Mamă, nu este Toyota Supra, din păcate, dar și Land Cruiser-ul ăsta e frumos, sincer. Ia uite, avem și un Bentley Number 1 Air Mode. Mamă, e frumos asta. Dar costă 125 de milioane. Deși Bentley Continental GT ăsta mi se pare cel mai frumos model de la Bentley, pe lângă Bentayga. Celălalt mi se pare super, super tare. Și hai să vedem cât costă un Bugatti Divo. Un Bugatti Divo costă 100 de milioane. Nu, un miliard costă, un miliard, dacă nu mă înșel, un miliard. Și un Bugatti Chiron-ia, 9 milioane, am înțeles. Bă, sincer, Bugatti Chiron arată mai frumos ca Bugatti Divo. Nu știu, parcă ăsta e ceva din Lego, nu știu dacă știți. DLC-ul cu Lego de la Forza Horizon, zici că e din Lego, nu știu ce mi se pare așa. Mă, sincer, mi-aș lua E34 ăsta, nu știu, mi se pare super, super tare și cred că și ăsta o să-l iau. Și am plătit doar 4 milioane pe el, ceea ce mi se pare o sumă destul
destul de decentă. Mai avem 16 milioane și putem cu acest bonus să mergem să o tunăm. Hai că nu mi-am luat și E34 din garaj. Mi se pare o mașină chiar super frumoasă. Dar stați așa un pic să o parcăm noi aici și să dăm pe capa, deoarece am văzut eu aici că am special menu. Nu știu, îl am aparent. E foarte, foarte bine. Hai să-i dăm și o mașină sponsor. Sper să nu fie nimeni prin jur. Adică din câte am văzut pe server sunt medie 30 de jucători. Așa au fost seara 30. După cum puteți observa, mai intră băieții acum de dimineață. În majoritatea cazurilor de dimineață nu sunt băieții care joacă pe server, pentru că, na, probabil sunt la muncă și fac tot felul de activități. Dar haideți să revenim la subiect și după cum puteți observa, la special menu avem o mașină de sponsor, care este un Jeep Grand și Rookie. Da, supercharged, este super, super frumoasă mașina asta. Bă, da, aparent văd că și fuge. Hai să dăm un slash, avem răfă viața, fix mașină și pachetul de arme. Hai să vedem ce conține pachetul de arme. Conține un combat pistol super, super tare, un assault rifle, un pub shotgun și avem o bâtă și un switchblade super, super tare. Haideți să intrăm noi acum în E34 și să mergem puțin la Benny's ca să-l tunăm. Ia uite că am ajuns și aici la Benny și sunt foarte curios să văd ce pot să modific la această mașină. Ia uite, avem spoiler. Stați așa că cred că nu s-au încărcat acum sau e un mic bug, dacă nu mă înșel. Vedem oricum. Da, din păcate nu am bani, așa că trebuie să mă duc să îi scot din bancă. Deci revenim înapoi la Benny aici. Mă, dacă tot am ajuns aici, haideți să vă prezint puțin și sistemul ăsta de bancă. Mi se pare super tare. Avem aici în balanță 16 milioane și avem depunere, trage și transferă. Hai să retragem, nu știu, să zic, hai să retragem, nu știu, 6 milioane, 1, 2, 3, 1, 2, 3, frumos, validare și am retras 6 milioane din bancă. Urmă, băieții, haideți că am tunat-o. Am zis că dacă tot vine ea roșie direct din showroom, am zis să o las așa, deoarece arată super, super frumoasă. După cum puteți observa, i-am modificat, mă, sincer, am umblat pe la motor, pe la turbo, la transmisie, la suspensie, la jante și la geamurile fumurii, nu știu, arată așa mafia style, chiar dacă este cu roșu, arată super, super bine. Mă, haideți acum să mergem până la magazin. Am văzut acolo jos sub hartă niște bare și să vedem acum dacă ne putem hrăni sau să facem ceva cu ele. Uite, aici intrăm la magazin frumos și avem o apă, o cafea. Hai să ne cumpărăm, nu știu, 2 sticle de apă, să ne luăm și o gogoașă premium, costă 2000 de ron. Hai bine, ne luăm, nu știu, ne luăm un kebab și ne luăm două frumos așa, două kebaburi. Apăsăm frumos pe F1-ul și după cum puteți observa, ați primit așa o mic spoiler. După cum puteți observa, avem iarba aici, avem foiță, stash, avem cocaina, vreau să zic, avem kebab. Dar asta peste un minut, deoarece o să mergem la o fabrică și o să vedem cum se treaba cu drogurile. Dar înainte de toate, haideți să mâncăm și să bem o sticlă de apă. Bun, băieți, vreau să vă spun că circuitul a fost pus spre locația de droguri, dar aceasta, îmi pare rău, trebuie să aflați voi în caracter de la mafiot sau de la civil. Pur și simplu vă duceți, nu știu, probabil o să vândă cu bani sau nu știu, sau încercați voi să vorbiți așa cu ei mai dulce, să zic așa, și probabil o să vă dea locațiile de droguri. Bun, băieți, haideți că am ajuns la locație. Acum nu știu exact dacă știți voi locația, pentru că am pus un blur pe hartă, dar probabil veteranii care sunt pe GTA Online o să știe locația asta. Dar acum, sincer, nu e problemă deloc. Noi o să urcăm aici sus pe scări și o să încercăm să găsim ușile 1, 2 și 4, dacă nu mă înșel. A, uite, fix aici este ușa cu numărul 4, intrare metamfetamină. Hai să intrăm frumos aici și după cum puteți observa, avem un interior destul de frumos și pur și simplu acum noi va trebui să mergem aici la boilerul acesta să facem metamfetamina. Ia uite că avem și animația, băieți. Punem aici puțin de sodiu în boiler și vreau să vă spun că voi trebuie să repetați această acțiune de 4 ori ca să vă dea 4 dălea de amfetamină. Nu știu exact cum se numesc, dar trebuie să aveți 4 chestii dălea ca să faceți un stash de amfetamină. Ia uite, punem și un pic de ăsta, asta cum se numește? Propilon? Silicon sau ceva de genul, cum se numește, chiar nu știu. Mă, cumva el se numește. Da, în fine, nu ne interesează că știi cum suntem noi cu d-astea, noi suntem prieteni cu toții. Da. Bun, băieți, și după cum puteți observa, am primit o metamfetamină 1 și noi dacă dăm un F1 avem metamfetamină ori 4. Iar apoi pur și simplu o să mergem la această masă și o să procesăm metamfetamina, dar dacă dăm noi un F1 avem 5 d-astea de metamfetamină. Probabil l-am mai avut unul sau probabil am făcut eu 5 din greșeală, dar ne trebuie doar 4 aici pentru a procesa metamfetamina. Ba nu, ia uite mă, ne trebuie
trebuie 5, n-am știut, îmi pare rău, băieți, am crezut că ne trebuie 4. Ne pune aici o animație frumos cu pastile, tot ce trebuie, și după care putem să le vindem la persoane pentru a face profit sau la mafii, sau probabil este un job sau ceva ilegal unde puteți să livrați voi, dar asta trebuie să știți voi în caracter să aflați lucrul acesta. După cum puteți observa, am primit un stash metamfetamină și avem acum 2 stash-uri de metamfetamină, super, super tare, și haideți să mergem să facem și marihuana și cocaină. După cum puteți observa aici la camera 1, o să intrăm la weed. Avem aici o cameră super, super tare de marihuana. Bun, și după cum puteți observa, venim aici și oferim 5 grame de iarbă și acum o procesăm. Probabil o să facem joint-uri sau ceva, rămâne de văzut. Ia uite aici frumos, o punem, o așezăm cum trebuie ca băieții. Și după cum puteți observa, am primit un stash de iarbă. Dacă dăm unul F1, avem un stash de iarbă. Bă, sincer, mi se pare super, super tare locația asta. Mi se pare interiorul ăsta super tare, nu știu. Din câte am văzut eu și prin Narco și prin filmele astea cu droguri, sunt camere de astea speciale pentru marihuana și nu știu, mi se pare super tare, dar acum nu prea știu ce să zic cu droguri în realitate, dacă sunt bune sau nu, sincer. Iar aici la camera 2, după cum puteți observa, scrie și aici intrare cocaină, apăsăm pe și frumos am intrat aici în laborator ca băieții, și după cum puteți observa, e-take cocaine. Frumos o facem, așteptăm puțin, nu știu, cam vreo 10-20 de secunde, cam așa, pentru a face cocaină. Și după cum puteți observa, am primit 1 gram de cocaină. Hai că mai facem încă 1 gram de cocaină ca să avem un total 4, dacă nu mă înșel, 4 sau 3, acum nu vreau să spun greșit, o să aflăm imediat. Da, am primit încă cocaină și dacă dăm un noi F1, am făcut pe ziua de astăzi un stash de metamfetamină, deoarece unul aveam în trecut, un stash de iarbă și 7 pachetele de cocaină. Și acum puteți voi să le vindeți, cum am spus, la mafioți sau la civil, de ce nu, dacă vor senzații tari, să zic așa, sau puteți chiar afla voi în caracter dacă puteți faceți mai multe chestii cu drogurile, dacă să le livrați la case sau mai multe chestii de-astea ilegale. Ia uite aici la Andrei Junior ce a spus: am intrat să te salut și să spun că te susțin, sper să postez mai des, te pup, te susțin. Mersi frumos, Andrei Junior, dacă te uiți la acest video, să știi că apreciez maxim, bro, te pup. Bun, mă, băieți, deci cam atâta și cu acest video. După cum puteți observa, v-am prezentat locația de marihuana, de fapt nu locația de marihuana, locațiile de droguri, dar v-am prezentat așa un pic locația, nu unde se află. Acum eu cred că este ușor de ghicit, dar oricum cred că deja aveți pe artă pus un blur ca să nu vedeți locația, ca să facă și băieții acolo un bănișor corect. Sepsar2K, sper că v-a plăcut videoul de astăzi, nu uitați să intrați pe Imperia România Roleplay, toate detaliile de conectare și Discord-ul băieților le aveți în descriere. Vă salut, pa, pa!